Conducerea regiei și liderii de sindicat au fost deja anunțați despre decizia guvernului de a continua activitatea pe platforma de la Raan. În această dimineață la regie au fost prezenți cei doi secretari de stat din Ministerul Economiei care au prezentat hotărârea la care a ajuns executivul. Guvernul va continua achiziția de apă grea, astfel încât activitatea va continua aici, cel puțin pentru următorii 5 ani. Astăzi de dimineață a fost Consiliul de Administrație, unde au participat și cei doi secretari de stat, domnul Popa și domnul Baican, care au discutat noua formă de organizare a RAN-ului, care, bineînțeles, va fi introdusă în ședință de guvern și supusă aprobării, deci ordonanța de urgență privind continuarea activității cu un modul și cu unul în conservare și totodată hotărârea de guvern privind reorganizarea regiei autonome de activități nucleare. În sprijin, consider că partea politică a județului Mehedinț și-a făcut datoria, în special domnul președinte Duicu și parlamentarii de Mehedinț. Consider că am avut sprijinul din partea dânșilor și sperăm ca pe parcurs, la noua formă de organizare, să analizăm foarte atent locurile care vor fi restructurate, urmărind totodată protecția socială a angajaților. Este meritul întregii clase politice. Toți parlamentarii ne-au ajutat, începând cu domnul Șerban Nicolae, cu domnul Traicu, cu Daia, cu Balașcă, cu Cioariu, am vorbit cu toți. Dar marele merit, în viziunea mea, care a fost totdeauna la, cum să vă spun, într-o permanentă alergătură, a fost al președintelui Duicu. Și pentru asta nu că-i mulțumim. Ei suntem recunoscători că a avut cuvânt față de noi. Regia pentru activități nucleare numără în prezent peste 2000 de salariați și este cea mai importantă unitate economică din Mehedinți. Având în vedere rata șomajului și situația economică din județ, o eventuală închidere a regiei ar fi fost echivalentă cu transformarea Severinului într-o a doua Vale a Jiului. S-a evitat în ultima clipă un astfel de deznodământ doar ca urmare a gestului politic responsabil făcut de către actuala conducere politică și administrativă a județului. Ceea ce nu se poate spune, din păcate, despre reprezentanții fostei guvernări, care au căpușat-o până au dus-o în pragul colapsului financiar.